своими глазами. Înseamnă că la ziua de astăzi, Inspectoratul de Poliție Municipiul Bălți de Comun cu angajații din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri Direcția Nord vor organiza o razie în vederea verificării acelor restricții care au fost impuse prin hotărârea națională de sănătate publică numărul 2, care e din data de 20, și inclusiv și hotărârea locală numărul 54, din data de 24. Работы нет вообще, сидим, охраняем ресторан. Eu sunt administrator, sunt director general. Am înțeles. Pe mine nu-i Pogor. Domnul Pogor, eu cred că dumneavoastră deja prea departe discutați cu noi despre temele date. Eu am venit cu dumneavoastră să-ți spun că nu prea departe. 19. Mă sufoc și mă doare până la os, înțelegeți? Dumneavoastră vă puteți adresa mai departe, la distanțele competente. Când văd că câte persoane vin cu să verifice și când avem ce verifica, dar numai cerințe și niciun ajutor de nicăieri, nimic, și vedeți singur ce se face, cum se face, ce avem, cum avem. Și noi, dacă observați, noi respectăm toate regulile care sunt în comisia extraordinară, dacă uitați, începând cu dezinfectanții, mănuși și restul, cheltuielile noastre. Persoane, dar se trată de persoane verificate. Ai noastră cu scopul de a verifica cerințele și Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care sunt impuse, corect? Nu am venit la dumneavoastră să mă cert cu dumneavoastră sau sunt într-un conflict? Răspundeți-vă la o întrebare. V-am explicat. De ce au venit 5 persoane? Așa suntem implicați. Trebuie copii, bumașchi, telefon. Vă adresați la Inspectoratul de Poliție Bălți, cu o cedere să vă fi... Nu vreau să mă adresez, că nu înțelegeți. Sau la ofițerul de presă. Eu, la mine vorbește acum emoțiile mele care s-au adunat acum din 2 ani și ceva, înțelegeți? Iar întrebați persoanele astea câți ani lucrează, activează aici. Eu vă mai explic. Nu ar trebui noi să fim, în cazul dat, într-un fel, victimile la emoțiile noastre. Bine. Mă cer scuze atunci, bine? Cunoaștem foarte bine că la momentul de față municipiul Bălți se află în cod roșu. Fapt care ulterior a generat implicarea angajaților de poliție și angajaților din cadrul Inspectorat General de Carabinieri în vederea verificării măsurilor respective. În mare parte noi ne axăm pe verificarea unităților de alimentație publică, care conform hotărârii respective au dreptul să activeze la orele 7 dimineața până la orele 22, ulterior după orele 22 au dreptul să repartizeze produsele alimentare la pachet, fără a fi consumate în incinta unităților respective. Правило, все граждане, которые приходят, гости, которые приходят на заведение, они должны иметь при себе удостоверение личности, которое подтверждает их личность, сертификат о вакцинации от COVID-19, либо отрицательный тест от COVID-19, либо тест на антитела. Без этого мы их не пропускаем. Это напрягает, но в том числе это как бы необходимо. То есть я не вижу смысла, например, даже если мы делаем вакцину, это не помогает до конца. Это только лишь улучшает пройти, то есть если вы заражаетесь ковидом. А так, в целом, я и не против, но и в то же время не против. Вакцина есть, он модный, протяжал, то, ну, по надолу. Adică poți să te îmbolnăvești, este riscul, dar că treci mai ușor peste boală. Și tu ne fac. Și tu ne fac. De asemenea, verificarea agenților economici la în vederea respectării măsurilor impuse, și anume vizita clienților și a vânzătorilor, dacă aceștia sunt în conformitate cu hotărârile respective. În mare parte, vedem că în ultima perioadă de timp locatarii municipiului Bălți tind să încalce aceste restricții, în mare parte referitor la portul Măștii, în unitățile de alimentație public și la agenții economici. De asemenea, prezentarea care urma certificate în unități de alimentație publică. La ziua de ieri, spre exemplu, noi tot am avut razii de implicare angajaților Inspectoratul de Poliție și Inspectoratul General de Carabinieri, prin care, păreri de rău, până la momentul de față a fost stabilit că totuși cetățeanul încalcă. Prin raziile respective, noi dorim ca să aducem la cunoștința cetățenilor că restricțiile care au fost impuse prin hotărârile respective trebuie poartă un caracter obligatoriu și la momentul de față ar fi mai bine de obținut de la careva evenimente așa mai festive, care de asemenea sunt interzise.